Preț de câteva ore, doamnele care fac parte din Organizația Municipală a Femeilor Liberale s-au întâlnit ieri seară în cadrul unei petreceri dedicate Zilei Femeii. Au dansat, dar cel mai important, au socializat și au discutat despre proiectele pe care le vor derula împreună. Este un moment deosebit de important, este pentru prima dată când un număr atât de mare de doamne, membre PNL, se întâlnesc și petrec un asemenea moment. 8 martie din acest an nu putea să treacă neobservat. Colaborarea noastră cu organizația de femei, dar cu femeile în general, este una bună. E normal să fie este așa. Ne-am dorit și ne dorim să avem o organizație de femei puternică, pentru că ele în general sunt un promotor politic mult mai bun decât noi. Ne simțim bine după cum se vede. Suntem încântate de această idee să sărbătorim împreună această zi minunată a femeii. Mă simt extraordinar de bine. Este minunat. Faptul că suntem împreună înseamnă mare lucru, pentru că în felul acesta putem să socializăm. Printre doamnele liberale întotdeauna a fost o atmosferă deosebită și din punctul meu de vedere este deosebit, pentru că dacă pe stradă, la cumpărături sau cu alte ocazii ne întâlnim foarte rar, cel puțin aici avem ocazia să ne vedem și din an în an să ne spunem și noi ceea ce am făcut și ceea ce avem de gând să facem.